WWB, fraților, emisiunea de unde mai poți învăța câte ceva, emisiunea de unde chiar mai poți auzi câte ceva, spre deosebire de ce se spune în fiecare zi la televizor. Și uite, de exemplu, subiectul bannerelor pe care Galeria Maghiară le va putea afișa în zilele următoare. Dar din capul locului trebuie să spunem vorba că este de fotbal aici discuția. Deci fotbal de o grupă G a preliminarilor campionatului european care stă să înceapă de la mijlocul acestei săptămâni. Ungaria este într-o grupă de 5, spre deosebire de România, care este într-o grupă cu 6 echipe, dar, atenție, în grupa maghiarilor sunt numai foste echipe socialiste. Ai mai foste țări comuniste, putem spune, e vorba de Serbia, de Muntenegru, de Bulgaria și de Lituania. Asta ca să contextualizăm un pic fenomenul care este astăzi comentat, sigur, cu precauție, cu mănuși de colegii noștri la televiziuni, cei mai mulți dintre ei în necunoștință de cauză, dar că trebuie să spună și ei ceva, pentru că scandalul a luat oarecare amploare, încercându-se totuși să se protejeze pe ei înșiși, să-și protejeze instituțiile în care lucrează, că vorba aia, nu suntem într-o lume liberă. Aș începe spunând că nu este un fenomen nou. Asta că ungurii vor afișa o harta Ungariei mari, care cuprinde părți din Ucraina, din România, din Serbia, da, din Slovenia, din Croația, de pe unde vor ei. Nu este o noutate și nu este un tipic al guvernului Victor Orban. Da? A reduce această atitudine doar la numele guvernului maghiar, al președintelui practic maghiar de astăzi, da, al omului forte de acolo, este o mare greșeală. Ungurii făceau aceste gesturi și pe vremea lui Janos Kadar, adică în epoca Ungariei comuniste, numai că atunci nu erau mediatizate. Și n-avea cine să le vadă la televizor, că doar nu era nimeni tâmpit să-ți arate așa ceva. Da? Deci ei au avut această atitudine în Europa din totdeauna. Practic, din cunoștințele pe care le avem și din informațiile pe care am strâns, sunt singura țară din acest spațiu european care se comportă în acest mod. Eu nu mi-amintesc, de exemplu, ca România să fie arborat totuși în condiții de spectru public, da? Nu vorbim aici ce faci la tine în șopron sau în pivniță. Deci într-o atitudine dintre asta publică, revizionistă, revanșardă, eu nu mi-amintesc ca România să fi folosit vreodată harta care să cuprindă Basarabia, Bucovina, insula Șerpilor, Cadrilaterul, mai știu eu ce. Da? Eu nu mi-amintesc de așa ceva, nu mi-amintesc nici Germania să fi prezentat vreodată, de când suntem noi pe acest pământ, o hartă cu Alsacia și Lorena. Nu mi-amintesc, în general, nicio țară occidentală prezentând coloniile din Africa sau din America Latină drept teritoriile sale. Efectiv, nu mi-amintesc aceste gesturi. Singurele pe care mi le amintesc sunt cele venite de la Budapesta, unde se întâmplă cu o ritmicitate pe care o stabilesc ei astfel de atitudini. Aici nu este interesant ce spune UEFA. UEFA, în primul rând, este necunoștință de cauze, nu este un arbitru logic al unei situații care datează de 100 de ani, da? În ceea ce ne privește pe noi și pe vecinii noștri maghiari. Deci nu este treaba UEFA că zice da sau nu. Ce importanță are? Ce, UEFA este judecătorul suprem al unei situații politice sau chiar mai mult decât atât etnice? Nu. Faptul că maghiarii au avut însă tupeu la Budapesta să pretindă că UEFA le-ar fi dat acordul pentru desfășurarea acestor bannere, am citit și eu comunicatul, doar că să nu apară niște înscrisuri și să nu apară niște cântece care să amintească de acest trecut. În rest, ei pot afișa această harta Ungariei mari la meciurile de pe teren propriu. Sau poate chiar și la meciurile în deplasare, când se vor duce în Serbia, dacă au curajul, duc harta asta după ei. Să vedem dacă vor avea curajul să facă. Deocamdată au un meci acasă cu Bulgaria. Acum cu Bulgaria n-au probleme teritoriale, e adevărat, dar totuși vecinătatea asta s-ar putea ajunge și acolo la niște insulte, în vedere că Bulgaria nici măcar în spațiu Schengen n-a reușit să intre și grație sau din cauza României pot să fie niște diferende de astea de ordin rasist, xenofob și pe stadioanele în care se produc cele două țări. Dar este o atitudine, încoată că aici, ca să contextualizăm la modul corect, este o atitudine care s-a întâmplat și pe teritoriul României, la multe evenimente, meciuri de hockey, meciuri de fotbal, nu este absolut deloc o premieră. Noi n-am intervenit niciodată în astfel de cazuri din lașitate, din comoditate, din
un conservatorism de ăsta că pe noi nu ne interesează, astea sunt niște fleacuri. Ăsta este și motivul pentru care, din păcate, românul n-a reușit să treacă despre niciodată de acest moment, să renunțe definitiv la ranchiuna asta, la revanșa asta, la utopiile astea, la clinciurile astea. N-a fost lăsat, practic, să o facă, pentru că provocările veneau întotdeauna din Ungaria. Ungaria a avut o atitudine, aș spune, de tip rusesc aici. Provocări inutile, neurmate, bineînțeles, niciodată de evenimente, dar regăsim cumva Rusia lui Putin în genul ăsta de provocări. O atitudine dintre asta mârlănească, golănească, peste tot pe unde ne prindeau, tot timpul băgau câte o... Cele mai multe dintre ele nu s-au păstrat. Încă o dată, pentru că România n-are cultul discuțiilor cerebrale pe termeni politici. Noi n-am avut niciodată asta, n-avem politicieni, practic pe noi nu ne reprezintă nimeni. Și atunci erau doar clinciuri de-asta de Maidan între cetățeni care nu erau luate în considerare. Niciodată Bucureștiul n-a intervenit să apere onoarea cetățenilor maltratați din diferite zone ale țării atunci când acestora li se punea sula în coaste dintr-o dată. Niciodată n-a intervenit. Deci nu este tradițional. În Ardeal, oamenii s-au obișnuit cu astfel de lucruri. Sunt foarte mulți români, din ce în ce mai mulți, cei care banalizează astfel de clișee. Tocmai pentru că nu-i duce foarte mult capul, pentru că s-au obișnuit cu această situație, pentru că au văzut că dincolo de clișee nu se întâmplă în realitate nimic, pentru că au văzut că este același comportament de vremea când erau ei copii sau adolescenți și pentru că s-au mai schimbat un pic mentalitățile, cel puțin în această țară. Oamenii au mai plecat, au mai evoluat, nu mai sunt cei care aveau mintea de pe vremea lui Stalin. Dar încă o dată, cu totul și cu totul, nu putem să fim învinuiți că relatăm aceste fapte, pentru că, după cum știți, niciodată Ungaria n-a fost blamată la mod oficial, n-a fost condamnată, n-a fost suspendată. Cei care au pățit au fost cei care au relatat în România. Nu există cetățean ungur care să aibă de suferit că el îți prezintă harta Ungariei mari la un meci de fotbal. Cel care suferă este jurnalistul român, cetățeanul român, cel care vine și într-adevăr după aia face spume la gură încercând să justifice un astfel de comportament. Pare bizar într-o lume civilizată și într-o lume cu capul pe umeri. Pentru că cel care comite fapta este cel care... este în cauză. Nu cel care o relatează, nu cel care o comentează. Însă atât de superficial a ajuns societatea, încă nici măcar nu mai poți să-ți duci adevărul până la capăt, că nu te mai înțelege nimeni. Da, eu dacă vin aici și relatez faptele, eu sunt atacat ca și cum eu aș fi comis fapta. E mare diferență între a fi instigator și a fi cel care comentează acest lucru. Indiferent cum ai comenta, atenție! Diferența este uriașă între a comite un atentat și a vorbi despre atentatul ăla, indiferent la ce mod vorbești. E bine, în această societate, amalgamul este foarte ușor de făcut, da? Și este taxat, pentru că noi nu avem curajul să ne ducem în subiect, este taxat cel care este cel mai ușor de prins. În cazul ăsta, noi. Da? Că nimeni din România nu se va duce să ne facă dreptate la Budapesta sau să stingă relațiile diplomatice cu o țară vecină. Nu, cei care suntem condamnați suntem noi, că la ei nu se condamnă nimeni. Deci în Ungaria niciun comitet, nicio comisie nu o să ia la pe ăia care se poartă în felul ăsta să-i tragă la răspundere. În România însă da. Iată diferența dintre cele două țări. Noi suntem blamați, ba chiar între noi uneori nu găsim înțelegere. Sunt atâția oameni care trăiesc în zonele respective și care sunt atât de blazați. Da? Că au suferit atâtea încât pur și simplu nu mai consumă energie ca să relateze faptele astea. Nouă ce ni se reproșează, și asta pot să înțeleg, este faptul că, domnule, încă tot ținem pasta lată cu atacurile revanșarde și revizioniste ale Ungariei. E adevărat, dar dacă am fi avut un vecin mai liniștit un pic, care să nu ne fi provocat cu toate aceste atacuri, pe teritoriul nostru, da, cu zonele care sunt de atâtea ori aduse în discuție Harghita și Covasna. Lucrurile n-ar fi stat așa. Poate că la un moment dat nici românul n-ar mai fi ținut-o pe a lui, așa zisul lui, naționalism. El, de fapt, nu era naționalist, că el era la el în țară. Ce, în Statele Unite ești naționalist dacă arborezi în Virginia sau în Dakota steagul american și îți vopsești băncuța în culorile statului? Nu ești naționalist atunci, te trage pe rug. În România, da. Iarăși bizar lucru, pentru că nici în Ungaria, dacă te îmbraci din cap până în picioare numai în verde, cum se îmbracă ei la toate competițiile, pentru că roșu și albu sunt culori pe care le au prea mulți. Și atunci ei se legitimează prin verdele astea.
Da, nimeni în Ungaria nu te condamnă pentru asta. Deci încă o dată, foarte interesant, noi suntem condamnați în România dacă escaladăm un pic ritmul ăsta și peste tot. Așa zis și naționaliști în Transilvania, special în Târgu Mureș, au fost mereu taxați pentru asta. Că, domnule, de ce au gura atât de mare? Că de ce o tot trag așa? Că de ce nu o lasă mai ușor? Că și aia sunt oameni, că sunt prieteni, că sunt colegi, că sunt parteneri. Bă, dar în Ungaria sau în comunitatea maghiară, nimeni niciodată nu era atenționat pentru astea. Aici nu înțeleg bucureștenii, miticii, cum le spunem noi, nu înțeleg problema. Da? Bă, la ei nu e așa. Acolo ești mângâiat pe cap, ți se spune, n-ai aghiaz, n-ai azaz, azaz. Da, du-te și mai zi odată, dacă se poate. În România nu, ești tras de urechi, bă, ești nerușinat. E adevărat, sigur, nu e un comportament de secolul 21. Dar atâta timp cât unii lângă tine, da, ieri alaltăieri, vin cu astfel de manifestări, pe cum ar fi arătat românul să se ducă la un meci la Ghiula sau la Nireghaza cu harta României mare. Bă, era un scandal monstruos, bă. Noi nu ne putem imagina ce s-ar fi întâmplat în Ungaria și cum ar fi fost ăia trimiși acasă, dacă ar mai fi ajuns vreodată acasă, de autoritățile din Ungaria după o asemenea culpă. Deci, încă o dată, nu avem capacitatea intelectuală, bă, fraților, să ne imaginăm așa ceva. Deci suntem la ani lumină de ceea ce se poate produce într-o țară care este la câțiva pași de noi. Ăsta este marele handicap al națiunii române. Că ea nici nu poate concepe micimea ei că sunt unii mai răi decât și-ar putea ea imagina. Și atunci lăsăm lucrurile mocnit așa. Sunt exemple celebre și președintele României a fost amendat de CNCD că la un moment dat a luat atitudine. Băi, e adevărat că e atitudine, sigur. De exemplu, vine unul și îți împușcă toată familia. Și tu îi tragi o palmă teroristului în momentul în care iese din casă. Că n-ai la tine nicio armă. Da? Îi tragi o palmă și îi cad lui ăla câțiva dinți din gură. Tu plătești pentru asta, mă? Da. Tu plătești pentru asta. Că le-ai distrus ăla dantura, că trebuie să-i o plătești, că ești amendat la CNCD, că ăla era și el un om. Și tu ți-ai bătut joc de o ființă umană și respectivii, că ți-au omorât toată familia sau imobilul în care locuiești, au curățat pe toți, aia e treaba justiției. Aia nu o să aflăm niciodată, că cine știe câți ani durează procesul. Deci noi așa vedem în secolul 21 problema. Eu personal am avut de furcă cu aceste probleme, deși niciodată n-am fost nici redentist, nu m-am dus niciodată să-i arăt harta cuiva, nu m-am bătut cu cineva, nu l-am scuipat între ochi pe unul, da, n-am provocat astfel de incidente, doar am relatat în calitate de jurnalist. Atenție, sigur că uneori îți vine să-ți iei câmpii sau te enervezi mai mult decât ar fi firesc pentru o emisiune de televiziune, da? Pentru că în ziar poți să scrii orice. De exemplu, Răzvan Boanchiș, editorialistul de la Național, scrie astăzi într-un editorial al său că limba maghiară seamănă cu nechezatul unei iepe fără grajd. Păi, dacă spui asta la televizor, ești gata. Da? Ți se închide emisiunea, ești dat în judecat, ajungi la CNCD, îți dau ea 25.000 de lei amendă. Da? Înainte ca, sigur, să câștigi în instanță. Deci, atenție, sigur că ai astfel de momente la un moment dat. Da? Te enervezi prea tare, îți vine să înjuri. Dar încă o dată, nu tu ai comis fapta. Deci aici noi, ca să reconstituim încă o dată că sunt destui imbecili pe planetă, faptele nu s-au întâmplat la noi. Nu sunt de resortul cetățenilor români. Este o provocare la adresa României. Vă spun eu că dacă Spania era tratată într-o hartă așa, Franța, Italia, Marea Britanie, erau tratate într-o hartă așa, ieșea un scandal monstruos. Da? Veneau aia cu tancurile peste tine. În România este acceptat și noi trebuie să tăcem din gură. Sau să venim la televizor să spunem niște porcării gazetărești. Păi știți, e vina guvernului Orban. Nu, bă, dintotdeauna a fost așa. Da? Deci noi trăim această jignire, da? Această umilință, absolut de câte zile avem. Deci de când ne-am născut. Indiferent cine va veni, la fel se va întâmpla și în Rusia, aia care cred că se va termina războiul, că moare Putin sau că cade cu elicopterul, Putin se înșală. Putin o să predea puterea lui Lavrov sau lui Medvedev, n-are importanță, așa e și la Budapesta. Nu înseamnă că dacă, e adevărat, Victor Orban este un pic mai revanșat, mai revizionist, mai redentist decât alții. Sigur, mai pus pe, e adevărat, are dreptul să fie, dar nu înseamnă că el nu este aclamat de națiunea maghiară. Nu înseamnă că este legitimat de națiunea maghiară. El nu este hulit. Maghiarii nu l-au dat afară din țară pe Orban pentru că se comportă așa. Deci asta înseamnă că el este legitim pentru poporul respectiv. Că maghiarii puteau să dea un comunicat, cum se spune că au dat cei de la Sepsi.
că ei nu recunosc, chiar și dacă nu recunoști. Asta este doar o declarație la televizor. Am auzit și eu că domnul Ciobi Astalo, șeful CNCD-ului, cetățean român de etnie maghiară, a fost sunat de trustul Digi să fie întrebat. L-au pus într-o situație jenantă pe domnul Ciobi, că ce să spună? Domnul Ciobi, ca să-și păstreze funcția, a declarat că nu-i la locul lor ce au făcut maghiarii. Și că nu-i normal să vii cu astfel de hartă, că sunt crize destule. Sigur că el a vorbit diplomat acolo. Pentru că asta e funcția lui. Ce putea să zică domnul Astaloș? A, nu, domnule, au procedat foarte corect. Mai des trebuiau să facă asta. Asta este Ungaria adevărată și noi nu recunoaștem actualele teritorii. Asta putea să spună un om care are o funcție în România, care e plătit de statul român. Deci, încă o dată, nu contează ce declari. Contează ce simți, ce faci, ce legitimezi. Asta nu se spune la televizor. Da? Dacă să nu monopolizăm că românul e atât de imbecil încât nu suportă o astfel de emisiune până la capăt, pentru că el încă o dată nu are conștiința asta, o să mergem acolo unde lumea poate ne mai pricepe puțin. Bun, și ajungem mai departe la imaginile noastre. O să le aducem imediat în actualitate, că aici sigur riscă mai puțin. Da? Și este un domeniu pe care îl stăpânește și prostul. Iată-l pe președintele nostru preferat. Despre asta nu se spune nimic. În asta poți să dai și cu tunul. Da? Aici nu e o problemă. Este vorba de Kim Jong-un, da? Care recent a ținut o consfătuire. Uitați-vă puțin ce are în picioare. Hai că despre asta cred că se poate râde la o emisiune de satiră. Da? Nu suntem chiar în epoca lui Petru Groza. Putem să-i arătăm sandalele lui Kim Jong-un fără să riscăm mare lucru. Nu putem însă să spunem lucrurilor pe nume la televizor. Asta da. V-am mai spus și în emisiunile trecute că dacă vii și minți la televizor, e ok. Nu te citează nimeni, nu te trage nimeni în instanță. O să mergi mai departe și să îți vezi de treaba ta atât timp cât ești un escroc. Dacă vii să spui niște lucruri la televizor, atunci nu-i bine. Uitați-vă puțin la aplaudacii lui. Da? Este o imagine și Dumnezeu fi având pe, în paharul respectiv. Mie nu-mi pare totuși a whisky. Dar haideți să vedem. Poate la un moment dat o să aflăm ce avea. Ia uitați-l aici, pătoarșul Kim, o paporniță în mână, are o vodcă care iese din buzunar. E un buzunar de la de tip Papaiani, special creat pentru el. Pe vodca lui scrie Putinca. O vedeți? Are o găină și niște prază. Ăia sunt tot cu carnețelele, cu notițe. Oare de unde Dumnezeu au atâtea carnețele ăștia în Coreea de Nord? Sunt înzestrați cu ele, ți le dă așa cum era la noi recuzita aia. Lucrai într-un domeniu de ăsta și aveai și tu niște creioane, niște echiere, niște penare. Cam câte carnețele de-astea au pe an? E o întrebare legitimă. O vedem aici pe copila lui Kim. Are o plasă de rafie, bineînțeles. Păi venită de la Seul, de la cumpărături, că ăștia au voie să se ducă nomenclaturiștii. Ce mutre au ăia din spate? Da? Să știți că mutrele lor nu sunt modificate genetic. Așa arată ei, pur și simplu. Da? Iată imaginea reală de mai devreme. Nu era chiar un whisky, că e greu să ții whisky un damigenele astea. Trei damigene are și o mașinuță. Mașinuța aia e primită tot de la Seul, că ei nu se fabrică așa ceva, sau de prin Japonia. Uitați-vă cum se uită ăla la mașinuța lui Kim. N-au mai văzut așa ceva, bă. Păi așa era și la noi. Dacă îl vedeai pe Ceaușescu cu o hardughie de-asta pe masă, la o discuție despre ape, ducea el să facă un congres al apelor, nu știu, pe insula Marea Brăilei. Și înainte de asta îl vedeai cu mașinuța asta, că e o mașină de război, totuși, e adevărat, nu e o mașină de asta de defensivă. Mașină ofensivă, totuși. Superbe imagini și copila care n-are niciun carnețel, dar care sigur înțelege ce trebuie să înțeleagă. Sunt înfiorătoare sandalele lui, înfiorător paltonul, da? Este un palton cam de tipul celui cu care a fost asasinat Nicolae Ceaușescu la Târgoviște în decembrie 89, însă sandalele astea incredibile sunt de autogară, bă. Sunt de dăla care se duce și ia nu mașina, și ia damigeana și se urcă într-un Mediaș Mojna. Da, era o rată pe vremuri care te ducea de la Mediaș la Mojna. Aia din Mojna toți lucrau în Mediaș. Da? Și veneau să lucreze femei de serviciu la autogară, bărbați de serviciu la gară,
pe la birturi, da, prin case unde mai îngrijau decât un sas. Era la modă, chiar dacă nu era o meserie retribuită de stat la vremea respectivă, mai lucrau pe la câte o fabrică dintre asta, era plin. Mediaș era cel mai industrializat oraș din România în epoca Ceaușescu. Erau 300 de fabrici, cred că. Așa, erai vânzătoare undeva sau vânzător pe undeva sau dacă nu, pur și simplu veneai la piață. Dar e adevărat că din Mojna nu prea puteai să vii să aduci mare lucru în Mediaș, că era prea aproape, nu prea. Și erau ratele astea, 3-4 pe zi cel puțin, care te duceau, ajungeai. Damigenele erau însă identice, că era o zonă nu numai de petrol și de gaze, era o zonă și de vii, de exemplu. Făcea vin destul de bun acolo pe Târnave, pentru vremea respectivă chiar era ok. Și deci o atmosferă de tipul ăsta putem să spunem că s-a întâmplat. Haideți să vedem o altă imagine din Rusia, dar preluată de la o media australiană. Iată, într-un studio de televiziune din Rusia, să vedem imediat imaginea desfășurătorului ei. Da? Iată-o. Gata, am pus-o pe ecran. E să vedem, să-i dăm și drumul. Să vă uitați foarte atenți, e să-i numărăm întâi. Deci sunt 3, 4, 6, sunt 8 personaje. Ei vorbeau, aceste personaje, despre ce se întâmplă în lume, cum vorbim și noi. Numai că ei la mese mai mari. Da, îl înjurau pe Joe Biden, îl înjurau pe Donald Trump și slăveau pe Vladimir Putin. E la un moment dat, când discuția era despre Vladimir Putin, uitați-vă în partea dreaptă a ecranului, este un nene, da, care se vede așa din profil cumva. Bine, o să dau drumul la această imagine și o să-l vedem cum nenea se prăbușește literalmente, ca secerat, ca într-un film american. Dar n-a fost executat, ci că a leșinat pur și simplu. E o întâmplare. Noi nu credem în prostii de genul ăsta, că îl de sus sau mai știu eu cine. Era îl de sus, nu mai era Rusia de mult pe arta lumii. A leșinat pur și simplu exact în momentul în care era ditirambic la adresa președintelui Putin. Ne spunea ce bine face acesta, ce... îl slăvea ca nimeni altul. Ăia s-au dus către el, dar ce contează? Dacă ar fi căzut de la fereastră, nu era fix la fel. Da? Deci o imagine remarcabilă, că am apucat să o vedem suficient, care s-a petrecut într-un studio de televiziune ăsta propagandist de la Moscova, unde evident că astfel de fapte sunt relatate cum trebuie. În actualitatea internă, sau pe jumătate doar internă, pentru că vorbim aici de un purtător de cuvânt al unui minister de externe rus, doamna Maria Zaharova, tovarășă, da? Vedem aici, ne arată foarte clar cele 5 degete, atacându-l pe Bogdan Aurescu al nostru pe tema limbii moldovenești, un atac de tip Victor Orban, să spunem, de asta pe limbă, pe rasă, pe cultură, pe etnie, o potlogărie dintre asta ieftină, dar atenție, vinovați o să fim tot noi. Că doar nu o să fie România nicio instituție care să o condamne oficial pe Maria Zaharova. Noi nu ne permitem. Deci dacă intrăm și aici un pic în amănunte, tot noi trebuie să plătim, că nu are nimeni o posibilitatea să ne ocrotească dacă spunem adevărul. Deci ea a venit și a polemicat un pic spunând că Bogdan Aurescu n-a existat niciodată, chiar dacă a fost creat. Adică este un personaj întâmplător, iluzoriu, doar în imaginația unora există Bogdan Aurescu, altfel e doar fantoma lui, un individ insipid care se plimbă degeaba dintr-un loc într-altul. Spre deosebire de ministrul român, limba moldovenească reprezintă un fenomen important în istoria lumii. A grăit ea, deși sigur era în necunoștință de cauză, că nu știe probabil foarte multe despre Moldova, așa poate un pic pe genunchi o fi învățat câțiva termeni. Cert este că de la Chișinău a venit repede un mesaj în care autoritățile de acolo și ele, exact fudule cum suntem și noi, i-au atras atenția că Moldova nu primește lecții de istorie de la nimeni. Păi aici îmi pare rău, dar vă cam înșelați, dragi confrați moldoveni, că lecții de istorie v-a dat Uniunea Sovietică de n-ați mai putut să duceți. Deci aici nu prea m-aș îngrămădi, da? Să o brutalizez pe doamna Zaharova, că voi până ieri alaltă ieri erați tot cu Marea Rusie după voi. Da? Deci ciocul mic aici, că n-aveți niciun argument să vă contrați cu Rusia. Că dacă intră Rusia peste voi, o să cereți apă în 24 de ore, că nu vă mai rămâne nici suflu. Deci încă o dată să nu ne dăm mai mari decât suntem.
Da? Să stăm acolo unde ne este locul. Republica Moldova n-a avut un comportament demn față de Uniunea Sovietică, față de Rusia, față de Comunitatea Statelor Independente, față de tot ce vreți. Atitudinea ei s-a schimbat în momentul în care a început războiul ruso-ucrainean. De atunci, într-adevăr, și-au schimbat atitudinea pentru că au văzut cine e Rusia. Dar încă o dată, ciocul foarte mic când vorbiți despre lucrurile astea, că sunteți completamente alături de subiect. Bun, publicitate și revenim în direct. Fraților, de necrezut evenimente, păcat că se întâmplă pe cealaltă parte a globului, la antipozi, Noua Zeelandă, țara noastră de referință. O dădeam și pe Jacinda Ardern ca exemplu, fostul premier neozelandez care a trecut prin COVID fără foarte multe probleme și fără foarte multe discuții în contradictoriu, reușind să-și trateze țara, să spune, în câteva săptămâni aproape definitive. Bine, Noua Zeelandă a mai încălecat o barieră. Păi noi în Europa sau noi în bătătura asta de la Budapesta până la București, cu siguranță nu o să o atingem niciodată. Este vorba de metoda prin care țara, prin intermediul guvernului, ajută pe tineri, în mod oficial, bă, deci nu gargară, să scape de despărțirile și de eșecurile amoroase, chiar solicitându-se la un moment dat împricinaților să-i blocheze pe foștii parteneri de cuplu pe rețelele de socializare. Imaginați-vă-l pe Marcel Ciolacu, în numele guvernului României, da? A țării, în general, vorbindu-le bărbaților, băieților, tinerilor, prin școli și prin licee, cum să se ferească de despărțiri. Cum să-și trateze partenerii sau partenerele, chiar dacă domnul Ciolacu nu agrează termenii ăștia, el nu trăiește în Europa, probabil. Există și parteneri pentru bărbați în ziua de astăzi. Convine domnului Ciolacu, asta e altă istorie. Dar poate că la un moment dat, când va deveni politician, o să-i convină. Deci imaginați-vă vorbind cu un băiat de clasa 9-a, pe care l-a lăsat partenerul de clasa 11-a, și încercând să-l consoleze la modul oficial, bă, deci nu la modul că i-a trimis un mesaj și n-a auzit nimeni de el. Noi vorbim aici de agențiile de presă europene care preiau discuțiile din Noua Zeelandă. Iată o țară care nu numai că vorbește despre educația sexuală în școli, nu numai că a blamat religia și nu mai dă la bacalaureat, considerând-o finalmente un fel de Sven Hassel, adică ceva de bibliotecă facultativ, dar care, iată, discută despre problemele de cuplu pentru că ele sunt cu adevărat mai importante decât orice în societate. Tu nu trăiești cu locul de muncă, nu trăiești cu ascensorul de la locul de muncă, nu trăiești cu șeful, nu trăiești cu șefa, nu trăiești, trăiești cu partenerul tău, da? Toată viața ta se învârte în jurul unei relații, dacă te simți bine sau nu. Da? Propășirea unui om, succesul lui, relațiile lui în viață sunt ghidate până la urmă de confortul pe care îl are în viața intimă. Este un subiect tabu, nu numai în România, dar aproape peste tot în Europa, unde lucrurile astea sunt trecute în derizoriu. Metro, boulot, dodo, zicea francezul. Te trezești dimineața, îți iei micul dejun, avem și noi un subiect pe tema asta, o să-l dezbatem la un moment dat. Te duci la muncă, vii, îți faci treaba la muncă, acolo treaba ta la ce visezi. Dacă dai randament bine, dacă nu, îți cauți un alt loc de muncă și când vii acasă te cerți sau bârfești ce s-a întâmplat la serviciu. E bine, ăștia au mers un pic mai departe, știind că, de fapt, în profunzimea termenilor doar asta contează. Cetățeanul are familia lui, că de când s-a inventat noțiunea asta de familie, suntem obligați cu toții să ne învârtim într-un cerc. Dacă n-ar fi fost această noțiune, atunci probabil că am fi avut grijă de mai mulți oameni. Dar așa cu toții ne vedem doar strachina din fața ochilor și trebuie să ne întoarcem la familie. Asta e societatea în care trăim. În condițiile astea, sigur că familia are și ea un rol important, chiar mai important decât locul de muncă. Chiar într-o țară ca Noua Zeelandă, unde la muncă se face ceva, nu e ca la noi. În sate, când te duci în Noua Zeelandă, zici că ești la New York. La ei nu există WC în fundul curții, că am văzut și eu o statistică. WC-uri în fundul curții, așa scria. Țelină. Da, un de lemn, cauciuc sintetic. Ne-am întors înapoi. WC-uri în fundul curții. Și scria Noua Zeelandă, 0,0. Ziceai că e ratingul de la Metropola TV. Da? Deci 0,0 era de sus până jos la ei. Dar atenție la WC-uri în fundul curții pe regiuni. În Europa, ca să vedeți că sunt documentat, o singură țară are 0,0
și cu un infinit de zero la WC-uri în fundul curții. Atenție, o singură țară, este vorba de Luxemburg, singura țară unde nu există niciun WC-ul în fundul curții. E bine, Noua Zeelandă este peste tot așa, în absolut toate cătunele. Și la alte capitole stăteau foarte bine. Am nu știu dacă istoria nu ne spune dacă această doamnă sau această doamnă, domniță, este din Noua Zeelandă, dar în orice caz, nenea din spatele ei pare să fie de pe acolo. E, nici nu-i chiar așa de rău. Deci Noua Zeelandă lansa miercuri o campanie pentru a ajuta, având în vedere fusul orar, putem să spunem miercuri. Fusul orar neozelandez este de nepătruns pentru noi. Sunt undeva în jur de 11 ore decalaj față de Auckland, care este capitala economică a țării. Deci Noua Zeelandă a lansat miercuri o campanie pentru a ajuta pe tinerii din țară să depășească mai ușor despărțirile dureroase, încurajându-i să-și asume sentimentele. Bă, fraților, voi o vedeți pe Madame Gorghiu venind într-o emisiune de TV. Madame Gorghiu, da? Madame Firea. Madame Udrea, acum săraca, nu mai are cum decât telefonii, cu taxă inversă. Așa? Să vorbească despre problemele adolescentelor în relațiile cu alte fete, de exemplu, sau cu alți băieți la televizor despre asta. Dar nu la modul generalist. Vai de mine că o relație este bine să se desfășoare și atâta timp cât relația este bine, foarte bine pentru toată lumea, cât nu, eu aș sfătui fetele să-i pună punct. Nu, doamnă, deci nu așa. Nu cu pusul de punct, că nici nu știi pe ce să pui punctul. Da, o relație dintre asta te macină o viață întreagă. Ar avea cineva curajul să intre în amănunt? Noi, de exemplu, nu-l avem, că am mai făcut-o asta și știu unde am ajuns. Dar autoritățile din România pot să vină și să spună asta la televizor. Pot să-i ajute pe oameni. Nu toți sunt fericiți în relații. Nu toți sunt fericiți ca o familie. Cum zicea Maxim Le Forestier. Familia nu ți-o alegi, indiferent că te-ai născut la Manila, da, la Sofia sau în Djibouti. Familia vine din senin, te-ai trezit cu ea. Cei mai mulți oameni probabil că nu și-ar fi dorit să trăiască în familiile respective. Cei mai mulți oameni nu și-ar fi dorit să aibă partenerii pe care i-au. Dar n-au putut, pentru că situația socială și, da, conjunctura momentului nu le-a permis mai mult. Cu toții, cum spunea astăzi un 11-metrist de-al nostru, da, cu toții visăm la meciuri de proastă calitate, băutură ieftină și femei pe care nu le putem atinge. Da? Deci la fel și aici. Nu se crede că dacă cetățeanul stă la Sălaj sau în Brăila și are o familie numeroasă, el este fericit. L-a întrebat vreodată Madame Gorghiu, l-a întrebat vreodată Marcel Ciolacu, l-a întrebat vreun reprezentant, domnul Drulă, de exemplu, Bode, da, toți cetățenii ăștia, Ciucă, au întrebat pe oameni, s-au dus cavalerii Giscard d'Estaing pe timpuri, când omul ciocănea, președintele țării, ciocănea la ușă, într-un cătun, de ăsta avea obiceiul ăsta, Valerii Giscard d'Estaing, cu tinerețe lui de președinte, deschidea oia ușa și era președintele la... Îl pofneau înăuntru, mânca niște cartofi, se uita la televizor, la jocurile alea pe care le jucau, așa făcea, o dată pe lună se ducea într-un sat. Da? Face cineva de la noi chestia asta să se ducă să te trezești cu premierul Ciucă. Să duce el mic. Cine e? Întreabă. Așa l-a fătuit măsa. Să întrebe ca în capra cu trei iezi. Și ăla zice, sunt premierul României. Tovarășul Ciucă. E Ciucă la ușă, zice ăla. Cine, mă? Zice, mama n-a auzit. Ea nu știe cine e premier în România. Că ea are familie. Cine, mă? E pura, e ăla poștar, a venit ăla să aducă pachetul. Bine, spune-i că sunt la baie. Mama a spus că e la baie. Și atunci premierul Ciucă se duce și ciocăne la altă ușă. Ăia nu sunt români la ușa aia, la altă. El e ruandez, ea e din Filipine și au venit să lucreze la o, da, la un fast food în România. Bate Ciucă și răspunde, îl întreabă ruandezul. Fichi! Premierul Ciucă zice, sunt premierul României, tovarășul Nicolae Ciucă. Ciucă! Ciucă! Aia filipineza, probabil într-un dialect de-al ei, tot de la baie, că femeile în general sunt la baie după ce vin de la serviciu, îl întreabă pe ruandez într-o limbă de-asta neidentificată. Ăla zice, ăsta de la Glovo, hai că nu-i mai deschidem, dă-l pe... Și uite așa bate ăsta la atâtea uși străine încât nu le deschide niciodată. Dar ideea e ce s-ar întâmpla dacă, de exemplu, unul îi deschide lui Ciucă. Deci, mi-e elev de liceu și tocmai a auzit că România e condusă de unul catastrofal.
când iau de numele la ușă, se uită pe vizor și îl poftește. Ai lui joacă Monopoly pe Dezbrăcatele, de exemplu. Vine premierul Ciucă cu pantofi în sufragerie, da, se instalează acolo. Băi, au papagal, au motan, au câine, au pește de acvariu. Hai să-l servim pe... Da? Hai, du-te, dragă, și servește-l cu ceva. Păi, e domnul ministru... Nicolae Ciucă, așa, Nicolae Ciucă, hai domnule să ducem să adui niște murături, niște, avem niște salată de băf cu carne de pui extraordinară. Avea un album, să uită pe niște poze, familia a fost vara trecută în Grecia, domnul Ciucă, nu știu ce, ăla să uită așa în ghite, în sec. Vă imaginați o discuție despre cuplu, întrebându-i ăsta, domnule, dar așa, când eu plec acasă, ce faceți? Când se întunecă și să duc copiii să... să culce cu degetul în gură, voi ce faceți în apartamentul ăsta mare și luxos? Apropo, v-ați plătit întreținerea nenorociților la timp. Păi știți, domnul premier, gura mă, ciocu mă mică, de asta am venit aici. Săptămâna viitoare vine madame Gorghiu. Cine? Doamna Gorghiu, doamna... A, da, doamna Gorghiu, doamna Udrea. Aoleu, păi să știți, lasă cu să te apuci dracului să faci ceva, că n-ai nimeni făcut nimic. De 3 săptămâni ai mai pus și tu, n-ai gătit nimic. Știți, hai, așa, mai, așa vorbim noi între noi cu zdranță, cu doamna, ce zici că ne iubim, toarășe, Ciucă. Da, deci scene de genul ăsta nu există, bă, tolomacilor în societate. Da, și sigur, ele nu la modul teatral și caricatural, că nu sunt premier eu să mă duc peste locuințe, peste gospodării, cum spun ei. Dar te poți trezi, de exemplu, cu tovarășul Arafat. Cine e? Raed Arafat. Ouleu, a venit războiul. Zice băiatul sau fata. Cum adică Arafat? Pe Yasser Arafat. Domnișoară, deschideți că nu. Eu sunt cel care v-a salvat de pandemie. Eu să nu țineți minte când aveam geaca aia de căpătat pe mine și veneam în fiecare seară și vă spuneam să vă vaccinați. A murit cineva în familie, apropo, au murit toți tovarășii Yasser Arafat, că s-au vaccinat. Da? Dar a mai rămas unul, că asta, e, asta ne-a trimis pe toți, ne-ați obligat, parcă am fost în anii 50, dar n-a mai rămas nimeni în familie, dar vă deschid eu. Tovarășii Arafat, păi mai țineți minte când dădeați mâna cu Itzhak Rabin, cu... A, nu, nu, că nu sunt ăla, știi, nu cunosc istoria, eu sunt aici cu furtișaguri, cu... sunt Raed Arafat, nu, Târgu Mureșan. Astăzi, domnul, domnul Arafat, vezi, ce, de când doream să vă întâlnim? Eu și soția mea, dar soția mea s-a curățat că s-a vaccinat de 4 ori. Da? Și acum, din păcate, nu mai e. Da? Să știți că noi nu putem pică, că oricum toți ne ducem odată. Nu-i nicio problemă. Ăla mic a murit că nu era vaccinat. Mama e tot așa că s-a vaccinat și se vaccinase de prea multe ori în același loc. Păi, nu, mă, ne-am curățat toți, asta e. Astăzi să... trebuie să ne trăiți, tovarășe Arafat. Haide să bem o berică, am o bere la pet. Ei, știți-mă că am grăbesc, a zice Arafat, că trebuie să vizitez mai multe cupluri. Dacă la dumneavoastră n-a mai rămas nimeni, o să mă duc și la aia nevaccinat să vedem dacă ea s-au curățat. Da. Vedeți atitudine de genul ăsta la un om de stat? La un om de ăsta care să poarte niște epolete, să se vadă pe el îngrijorarea efectivă? Că noi ne îngrijorăm de toate la nivel înalt, dar în realitate ne doare fix în șpiț, bă. Dar uite că ăștia nu. Neozeelandezii, tata, au trecut într-o altă dimensiune. O să mai vorbim despre el când ocazia ne o va permite. Aici vreau doar să vă arăt moaca asta care ne lipsește tuturor. Boris Johnson. Iată-l un Donald Trump de Tamisa. Iată-l în vremurile lui bune. Acum are numai griji pe cap. Hai de capul lui. După COVID-ul ăla, țineți minte cu Brexit-ul, cu iubitele, cu amantele, cu... A fost însă un tată foarte iubitor și le iubea pe toate alea, nu lăsase pe niciuna în paragină. Era foarte atent. Party gay, știți că în timpul pandemiei la un moment dat a dat o petrecere de aia colosală în care s-au adunat cioburile de pe jos, praf și pulbere a rămas după petrecerea respectivă, dar au scăpat cu viață cei mai mulți și acum ci că va trebui să dea socoteală în instanță, o să vă ținem la curent când va începe procesul. Iată o doamnă care știe cum să mănânce, știe cum să trăiască, un dietetician și menținerea în formă. Asta n-ar fi mare lucru, niște titluri cu care ne-am obișnuit, programul meselor, în fine. O să vedeți în text, sunt niște detalii excepționale. Atenție, doamna Priya Teo, de origine indiană, pentru The Guardian,
a radiografiat programul dintr-o zi normală de lucru, deci ca să trăim și noi ca Ion Iliescu, de exemplu. E adevărat că Iliescu în copilăria lui n-a mâncat decât ștevie. Dar nu e neapărat asta soluția, o să vedeți. Trebuie să te trezești în fiecare zi la ora 7. Imediat, dar imediat, cum te-ai trezit, trebuie să iei micul dejun. Acum micul dejun constă în fleacuri, mai bine nu l-ai lua. Ideea este să mănânci la micul dejun numai porcării. Nici nu vreau să le mai citesc, că ni se face rău. Tărâțe, terci, unde arahide, semințe de dovleac, eu știam că untul de arahide, o văz, în fine, catastrofă. Bun, dar să zicem că am depășit aceste două momente. Cum dracu să te trezești la 7 dacă tu te cuci la 2? Adică să dormi 5 ore pe noapte, se va spune trebuie să te cuci la 10. Dar dacă te cuci la 10, nu mai știi ce se întâmplă pe lumea asta. Nu vezi niciodată un meci de Champions League, nu vezi un meci al Naționalei României, nu vezi niciodată nimic dacă te cuci la ora 10. Actualitatea toată se întâmplă în perioada. Deci ai fi un incult absolut. Trebuie să te trezești așadar la 7 și să iei micul dejun, după care la 8:30 trebuie să pleci de acasă. Dacă n-ai serviciu, te duci undeva, cum mergea Monica Gabor, pe vremuri, ca să se întoarcă de undeva. Deci nu contează, nu trebuie să ai slujbă. Cei mai mulți oameni nu lucrează nicăieri. Da? Cei mai mulți oameni de pe glob n-au serviciu și n-au avut niciodată. Ăștia care se duc la serviciu sunt cantitate neglijabilă, practic. Da? Deci trebuie să te duci undeva. Te-ți duci copiii la școală, te privește. Te prefaci că îi duci la școală, cum era în filmul ăla francez, cu Daniel Auteuil, care era cu Gerardin Palace, un film foarte interesant, lucra la Geneva și el nu avea serviciu. Fusese dat afară de la Organizația Mondială a Sănătății cu ani de zile în urmă. Și fiecare dimineață, după ce își pupa soția și copiii, amicul dejun cu clătitele alea, cu Nutella, cu ce mâncau ei, fără papricașul ăsta, fără ovăz, fără semințele de chia, fără toate prostiile astea, mânca gras. English breakfast de la probabil, se urca în mașină și pleca spre serviciu. Mergea un pic pe autostradă, la un moment dat se oprea, uneori începea să plângă, stătea câteva ore acolo, își mânca sandwich-ul, mai ieșea din mașină, se uita, vedea frontiera cu Franța, vedea mașinile cum se duceau într-o direcție, vedea avioanele, vedea și că îi trecea timpul, mai citea, se întorcea acasă seara. Le povestea lor cum a fost la serviciu, fabulos, și că după un caz real. Și la un moment dat prinde nevastă sa, cum nu știu, dă un telefon, ăla nu-i la serviciu, îi spune numele, aia zice că n-a lucrat niciodată la noi, se duce nevasta acolo, vede că nici nu existase numele ăsta. Excepțional filmul. Deci cam așa trebuie să facem și noi. Atenție, la 8:30 dimineața pleci către nicăieri. Da? Ideea este să te întorci la prânz dacă ai unde. Sau să-ți imaginezi că între 12 și 13 iei prânzul. Mănânci ștevie, urzici, roșii, ceri, tocate, avocado, un pic de brânză, chimen, coriandru, turmeric. Deci numai din astea, nu ciolan, bă. Da, nu sărmăluțe. Vă dau cu mămăliguță? Lasă-vă, bă, cu mămăliguța ta. Da? Dă-mi sărmăluțele tași din gură, că nici alea nu sunt încălzite. Vă pun și un pic de mămăliguță? Ce mămăliguță, bă? Da, deci aici, uite, chimen, coriandru și turmeric, ghimbir, usturoi. Astea să mănânci la prânz, între 12 și 13. Atenție, mănânc adesea câteva pătrățele de ciocolată neagră după prânz care îmi dau energie. Îți dau energie ție. Nu, nu ne dau nicio energie. Eu mănânc bucățele de ciocolată după prânz de când mă știu și mă moleșesc toate. Dar vine. Între 17:30, cină, pilates și iaurt. 17:30, deci e cina, spaghetti bolognese cu legume. Da, să mănânci puține spaghetti și mai mult legume. Uite, la 22 culcarea. Nu dorm foarte bine și dacă mănânc prea târziu sau am o masă prea grea seara, nu e bine. Pentru că organismul trebuie să digere înainte de somn. E fals. Vă spun eu că la echipele profesioniste de fotbal nu se culcă nimeni cu stomacul gol. Este exact invers. Ce marea performanță sportivă, trebuie să ai ceva în stomac, se doarme mai bine și creierul se odihnește mai bine dacă organismul are ceva de digerat noaptea. Deci a te culca cu stomacul gol este o mare eroare. Dar sigur, puteți încerca așa, așa. Doamna cel puțin asta ne spune. La 22 de ce culcarea? Nu mănânc nimic după 21:30 și am mereu apă lângă pat. Stai pic, noi știam că nu se mai mănâncă de la ora 18. Iată că poți să mănânci până la 21:30 cu condiția să mănânci numai lucruri care nu-ți plac. Beau între 4 și 6 pahare pe zi. Păi nu-i mare lucru. Hidratarea ajută digestia, probabil că nu bea cafea, nu bea alcool, nu bea sucuri carbogazoase și nu mănâncă nimic esențial. Da, interesant subiectul,
îl pot aprofunda cei care își doresc într-adevăr să-l prindă pe Ion Iliescu din urmă. Sau dacă nu-l mai prind din urmă, măcar să-l pomenească până la vârsta de 93 de ani. Hai să vedem mai departe un alt subiect. Un bărbat de 28 de ani a murit sufocat în custodia poliției, un nou caz George Floyd în Statele Unite. 7 ofițeri sunt acuzați de omor. Pur și simplu au fost bătuți ca în filme. Vedeți că încă în Statele Unite nu se pedepsește cu închisoarea portul măștii. Cum va ajunge în statele europene civilizate, deja iei amendă că folosești masca. S-a demonstrat, îmi pare rău că trebuie să o spun, că era o porcărie absolută. Bine, noi am știut asta și pe timpul pandemiei, dar n-am putut să o spunem, că ne băgau ăștia la bulău. Da? Deci, în ce sens masca aia te proteja? Până la mă, sigur că ne-am făcut curaj între noi, că n-aveam soluții. Da, te proteja, dar la modul că prin masca aia trecea orice. Mai ales că 99% dintre oameni au folosit măști non-conforme. După aia au mai apărut alea un pic mai sofisticate, așa, dar nici alea nu te ajutau, că orice virus trece printr-un țesut dintre ăla. Sigur că îl mai obloja un pic, dar nu la modul că asta, așa n-ar fi murit niciun om niciodată. Sigur că era o porcărie fără margini. Dar pentru că lumea era bramburită atunci și pentru că nimeni nu înțelegea absolut nimic din comunicatele respective, am stat cu măștile alea pe față până am înnebunit. Astăzi însă sunt țări în Europa, aveți cazul Austriei, unde e amendă dacă porți masca asta, pentru că se consideră că tu ostentativ consideri în continuare că ai dreptate și că boala aia este prezentă, când ea de fapt nu mai este tratată nicăieri în Europa ca atare. În străinătate, adică în alte continente, da. În Statele Unite, în Brazilia, nu intri fără schemă completă de vaccinare sau fără un test negativ. Probabil că va mai dura o jumătate de secol până când planeta va renunța la aceste obiceiuri dobândite greu până la urmă, dar de care se leapădă și mai greu. Asta nu ne va salva însă ca cetățeni de la pieire. Deci aici, ca să revenim la acest omor, el s-a întâmplat exact ca în filmele americane, l-au bătut pe unul până l-au lăsat lat și a murit sufocat, așa cum vedem noi prin filme, dar acolo ni se spune că e divertisment. Când te uiți peste zona respectivă de streaming, așa scrie sus, divertisment. Dar nu sunt numai crime, nu e niciun divertisment finalmente. Dar uite că alea nu se pedepsesc. Suntem atât de imbecili încât alea considerăm că este un divertisment. Și după aia americanii se uită terifiați unii la alții că zice, m-a mai omorât unul în Oklahoma, a deschis focul la un club. Era un club de striptease, au omorât 32 de persoane după care și-a dat foc. Și ei se miră între ei. Păi bă, dacă numai asta vede la televizor, numai asta vede în ziare, în reviste, numai asta vede pe computer, numai asta vede pe telefonul mobil. Și acolo scrie divertisment, că așa scrie. Deci dacă eu mă uit acum la un film pe HBO, pe Disney, pe Prime, că nu mai vreau să-i citesc pe proștia de la Netflix, care toți sunt political correct, deci pe toate platformele astea, la filmele astea cele mai odioase, ți se spune că este divertisment. Da? Așa este încadrat el. Băi, ei au voie să emită. N-avem voie noi să-i criticăm eventual. Sau să le facem reclamă. Da? Dar ei au voie să comită atrocitățile astea, căci că e artă. Da? Și atunci ăla când iese, că el asta vede. Iese cu Kalașnikovul și-și omoară toată strada. Și se ne miră lumea, vai de mine acesta. Dar nu dă nimeni cu parul, că e în America. Dacă se întâmpla la noi, făceam 6 luni de emisiuni numai pe tema asta. Că se întâmplă în Statele Unite, nu-i nicio dramă. Vedeți? Vedeți cât sunt oamenii de ipocriți? E bine, ăștia suntem în fiecare zi. Ne prefacem până la urmă că vorbim despre lucruri reale când de fapt ne mințim unii pe alții în mod constant. Blue Air, ci că este în insolvență, dar e o insolvență dintre asta garantată și până la urmă dorită de această companie, care nu mai era una privată, a fost un meșteșug cumplit de tâmpenie, cum a fi spus Ion Creangă, prima companie privată aeriană din România, care a avut un management de tip românesc, evident, de tip teleormânean, aș spune chiar. Așa, și până la urmă sigur că s-a dus cu capul în zid. Nu era însă una dintre cele mai nesigure companii aviatice din lume, poate din omisiune. Că, de exemplu, Wizz Air și Ryanair figurează pe lista celor mai nesigure companii aeriene mondiale. E bine, statul român are o participație de 75% în acțiunile Blue Air în momentul de față. Păi să și vede. Da, cred că nu va mai dura mult până când se va închide definitiv, așa cum au mierlit-o și alții prin zonă, într-un segment care într-adevăr a fost greu încercat.
Ei ne-au dus cu pluta și ne-au fraierit cât au putut până a venit pandemia. Cu niște prețuri exorbitante pentru niște servicii de 2 bani. Plăteam chirozenul ăla uneori. I-am auzit pe ăștia când comentau despre Air France la televiziunile franceze și de 300 de ori. Deci un avion, de exemplu, un moyen courier de ăsta, Paris-Charles de Gaulle, Praia, Cap Vert, plăteai combustibilul, deci toți cei care erau în avion, de peste 300 de ori. La fiecare zbor de ăsta moyen sau long courier, tu plăteai de 300 de ori echivalentul lui. Imaginați-vă totuși ce management aveau aceste companii când ele erau în pragul falimentului, imediat cum nu umpleau cât un avion, imediat cum se întâmpla o grevă, imediat cum era cât o problemă, nu mai vorbesc de pandemie. Da? Dacă n-ar fi venit toate aceste fenomene, ne făceau harcea-parcea cu prețurile astea ale lor. Noi ziceam, lasă-mă că ieftin biletul. Păi cât ai dat până în capul? 900 de euro. Bă, aia însemna că tu plăteai de 3 ori combustibilul și raporta la toți cei care se duceau de 300 de ori minimum pe fiecare zbor. Ei tot nu se scoteau cu banii. Foarte interesant ce management făceau. Bă, vă lăsați-vă, duceți-vă la faianță, vorba lui ăla, dacă nu vă pricepeți la socoteli. Ok. Deci asta e o veste bună până la urmă, că poate măcar de Blue Air o să scăpăm. Seară lungă, fraților, lungă. Vine ora 23, vine Tașu Sabin. Rămâneți alături de noi pe mâine.